Marius Cosmiuc are 28 de ani și este născut în municipiul Suceava, iar Ciprian Tudosă are 24 de ani și este născut în localitatea Rădășeni. Cei doi au pornit mai încet cursa, fiind penultimii la punctul de control de la 500 de metri. Sucevenii au ridicat însă ritmul în a doua jumătate a cursei, când au început urmărirea echipajului Croației. Tricolorii nu au reușit să prindă din urmă barca croată, terminând la doar 1,29 secunde în urma acesteia. Pe locul 3 s-a clasat echipajul Danemarcei. A fost o cursă frumoasă, într-adevăr a fost grea, a fost finala, dar suntem pe deplin mulțumiți de rezultat și această etapă, acest ciclu olimpic, istoric pot spune, s-a terminat foarte bine pentru noi. Vom vedea acum pe viitor cum va fi, sperăm să fie și mai bine de atât și pentru noi și pentru băieții din patru. Și pentru fete, din ce în ce mai bine să fie pentru toată echipa. Mulțumesc tuturor celor care ne-au susținut și sper că v-am dat motiv să vă treziți vecinii la ora 3 dimineața și să țipați de bucurie. Mulțumim tuturor! Mulțumim, România! Într-o altă finală desfășurată joi dimineață, sucevencele Ionela Cosmiuc și Gianina Beleagă s-au clasat pe locul 6 în proba de dublu vâsle categorie ușoară. Am avut o cursă bună, chiar dacă locul nu este cel sperat de toată lumea și dorit de noi. Noi suntem mândre de rezultatul nostru, suntem în finala olimpică și ăsta nu e un lucru pe care îl iei la orice, obții la orice colț de stradă. Dar mai sunt 2 ani jumătate până la următoarele jocuri și sunt sigură că mai avem mult de progresat și, cum ați văzut, de fapt, cum se știe la proba noastră, niciodată nu știi cine câștigă, cine vine pe locul 6, pentru că bătălia e foarte strânsă. De data asta și astăzi, noi am fost pe locul 6, însă e doar o zi. Nu este rezultatul pe care mi l-am dorit, însă este ceea ce am făcut astăzi. Nu pot încă să fiu supărată, nu știu de ce, probabil și datorită faptului că Marius a câștigat argintul. Sunt mândră că sunt aici și sunt mândră de Gianni pentru că am avut un an foarte greu, după cum știți, cu multe accidentări, dar sunt bucuroasă că azi am tăria să zâmbesc și să privesc către viitor.